Miercuri seara, un bărbat de 69 de ani, cetățean ungar, a decis să facă o plimbare pe malul Dunării, chiar dacă era trecut de orele 21. A mers pe unul din pontoanele din port și, într-o clipă de neatenție, a alunecat și a căzut în apa extrem de rece. A strigat după ajutor, iar o echipă a Poliției Transporturi a sărit să-l salveze. Fiindcă nu l-au putut scoate, s-a apelat la ajutorul Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Acesta se pare că în timpul unei plimbări a alunecat și de pe un ponton și a căzut în apă. Din fericire, intervenția rapidă a colegilor mei a făcut ca această persoană să fie salvată. I s-a acordat primul ajutor medical și a fost transportată la unitatea primirii urgențe a Spitalului Județean Giurgiu. La fața locului s-a deplasat și o ambulanță care a preluat bărbatul aflat în șoc hipotermic. Din fericire, turistul din Ungaria este în afara oricărui pericol, dar cu siguranță nu va uita toată viața întâmplarea din portul Giurgiu.